Problemele de greutate sunt cele mai comune în societatea noastră. O mulțime de oameni duc o luptă grea cu kilogramele în plus, dar trebuie să știe că au nevoie de puțină ambiție și soluțiile potrivite ca să scape de ele. Un bărbat a reușit să dea peste 100 de kilograme, făcând asta în fiecare zi. Povestea impresionantă a bărbatului care a slăbit 127 de kilograme este una plină de determinare, efort și perseverență. În ciuda provocărilor, el a reușit să își schimbe complet stilul de viață și să obțină rezultate remarcabile după ani întregi în care ajunsese să nu mai aibă o viață normală. Dave mânca zi de zi chipsuri, cărnați, mâncare grasă și nesănătoasă și ajunsese să cântărească 217 kilograme. Nu își mai găsea haine pe mărimea lui, ajungând la 8XL și era tot mai greu să meargă până la serviciu. A ajuns la capătul puterilor și a decis să își schimbe stilul de viață. A renunțat la mâncarea nesănătoasă, la sucuri și dulciuri și a început să facă mișcare în fiecare zi. În doar 2 ani, Dave a ajuns să parcurgă pe jos 9700 de kilometri. Dave a dezvăluit pentru toată lumea că cel mai mult a contat alimentația sa. A avut un meniu bogat în carne slabă, pește sau sucuri naturale din fructe și legume. În plus, a renunțat la mesele târzii și a încercat să aibă un program bine organizat, relatează playtech.ro.